Am plecat să muncesc în străinătate, să-mi pot ajuta soția să reușească să își termine facultatea. Aveam inima plină de speranță că va reuși să își urmeze visul și să câștige banii mai ușor, nu prin muncă grea ca mine. Însă într-o seară, prietenul meu mi-a spus adevărul despre soția mea. Am plecat să muncesc în străinătate, cu inima plină de speranță, hotărât să fac tot ce îmi stătea în putință, pentru a-mi ajuta soția, Diana, să își termine facultatea de medicină. Visam să o văd împlinindu-și visul, să câștige banii mai ușor, nu prin muncă grea ca mine. Când am cunoscut-o, era în primul an de facultate, iar dragostea noastră a crescut repede și puternic, până la punctul în care am decis să ne căsătorim. Eram convins că vom putea face față provocărilor împreună. La început, am încercat să o susțin din România, dar salariul meu era mic și abia reușeam să acopăr cheltuielile de bază, chiria, facturile, mâncarea și taxele școlare pentru Diana. Într-o seară, am luat decizia care urma să ne schimbe viețile. Aveam un prieten care lucra în Germania în construcții și, cunoscându-mi situația, m-a ajutat să mă alătur lui acolo. Am plecat cu gândul că voi putea să îi ofer soției mele tot ce avea nevoie pentru a-și termina studiile. Timp de un an, i-am trimis bani pentru studii, haine și alte cheltuieli. Îi trimiteam nu doar bani, ci și pachete cu lucruri de care știam că avea nevoie. Dorul de ea era chinuitor, dar mă țineam tare, știind că totul era pentru un viitor mai bun. O iubeam nespus de mult și visam la ziua în care vom fi din nou împreună, când ea va fi medic, iar eu voi ști că am contribuit la acest vis. Însă, într-o zi, viața mi-a aruncat o lovitură neașteptată. Un accident la firma unde lucram a dus la închiderea șantierului pentru 8 luni. Am fost devastat. Nu știam dacă mă voi mai putea redresa, dacă voi mai putea să o susțin pe Diana. Am sunat-o imediat și i-am spus ce s-a întâmplat. Ea m-a încurajat, spunându-mi că ne vom descurca, că va fi alături de mine. Dar nu m-am dat bătut. M-am angajat la o fabrică de reciclare a deșeurilor, dar nu mă chemau la muncă în fiecare zi, ci doar în anumite zile. Banii abia mi-ajungeau să mă descurc și nu mai aveam cum să-i trimit soției. Apoi, am început să observ o schimbare în comportamentul ei. Nu mai răspundea la fel de des ca înainte, iar mesajele erau scurte și reci. Îmi spunea că este obosită, dar simțeam că ceva nu era în regulă. Această situație a durat câteva luni, timp în care am fost chinuit de cele mai cumplite gânduri. Eram departe, singur și disperat. Voiam să vin în România să aflu adevărul, să înțeleg ce se întâmplă, dar nu aveam bani pentru drum. Eram prins într-un cerc vicios, iar îndoielile mă măcinau zi de zi. Într-o seară, am sunat un prieten bun din țară și i-am povestit totul. Disperat, i-am cerut să o urmărească pe Diana și să afle ce se întâmplă. După câteva zile, prietenul meu mi-a spus adevărul. Dar adevărul nu era ceea ce mă temeam. Soția mea nu mă înșela, așa cum crezusem în cele mai negre momente. În schimb, ea lucra noaptea la o brutărie, pentru a putea strânge bani și a-și continua studiile. După ce termina schimbul de noapte, mergea direct la cursuri. Diana nu mi-a spus nimic despre asta, nu pentru că nu voia să mă rănească, ci pentru că nu voia să pună mai multă presiune pe mine. Voia să împărțim greul, să ne descurcăm împreună. Când am aflat adevărul, am simțit cum lacrimile îmi curg pe obraji. Iubita mea soție mi era loială. Își sacrifica odihna și confortul pentru ca noi să putem merge mai departe. Tot ce crezusem despre ea, toate îndoielile mele, s-au risipit în fața acestui adevăr. Am simțit o mândrie enormă pentru ea, dar și o durere adâncă pentru că am permis gândurilor negre să mă cuprindă. După ceva timp, am primit vestea că șantierul unde lucram s-a redeschis. Am muncit din greu, am strâns bani și, în sfârșit, am putut să mă întorc în țară. Când am ajuns acasă,
Am îmbrățișat-o pe Diana cu toată puterea mea. I-am spus că știu totul, că am aflat adevărul și că sunt mândru de ea. Ea mi-a răspuns cu ochii plini de lacrimi. Nu voiam să te îngrijorez, să pun presiune pe tine. Am preferat să împărțim greul, să facem tot ce putem pentru a merge mai departe. Astăzi mă aflu din nou acasă. Soția mea este medic, iar eu lucrez în România, la un șantier. Avem o fetiță minunată împreună și suntem mai fericiți ca niciodată. Am învățat că dragostea adevărată nu înseamnă doar cuvinte frumoase și momente de fericire, ci și sacrificii, loialitate și sprijin reciproc în cele mai grele momente. Morala poveștii. Într-o relație adevărată, partenerii împart atât bucuriile, cât și greutățile. Nu lăsați îndoielile să vă întunece mintea și inima, ci aveți încredere unul în celălalt. Dragostea înseamnă să luptați împreună, să vă sprijiniți și să nu renunțați niciodată, indiferent cât de greu ar fi drumul. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.